Lipsa unui salariu stabil i-a determinat pe mulți argeșeni să plece la muncă în afara țării. De cele mai multe ori, oamenii rămân pe meleaguri străine câțiva ani, iar în acest timp copiii rămân acasă în grija rudelor. Datele statistice arată că în acest moment, la Curtea de Argeș sunt aproape 400 de copii care au părinții plecați la muncă peste hotare. În municipiul Curtea de Argeș avem 63 de minori cu ambii părinți plecați la muncă în străinătate, care provin din 46 de familii. De asemenea, avem 288 de minori în care unul din părinți este plecat în străinătate. Principalele probleme prin care trec copiii rămași acasă sunt legate de zona psihologică și emoțională. Mulți dintre ei suferă din cauza lipsei de comunicare cu părinții. Fiind nesupravegheați, minorii au tendința de a nu mai merge la școală, le scade randamentul, iar de aici apare și absenteismul școlar.